Oh, Doamne, bună tu seara. Ești chiar insistent. Am vorbit cu Alexandra la telefon, știu că a venit. Eu am văzut-o plecând. E cineva? Nu. Ți-am spus, joacă pe două fronturi. Păi, și dumneavoastră n-ați făcut la fel? Și vorba aia, erați femeie măritată. Ești porc. Vă pare rău că v-a suflat iubitul? Asta. Bă, tu ești prost. Ea te joacă pe degete și ție-ți pasă de alții? Vrei să o aștepți foarte bine. Dacă vine și nu vine singură, să nu faceți scandal, pentru că asta este o casă decentă. Tu m-auzi? Mm-hmm. Vezi să nu-mi strici veioza. Aici erai? Da. Vi să vorbim puțin? Ce să vorbim? Hai că avem ceva de discutat. Nu, nu vreau. Ești supărată? Poate puțin. Dar nu ești geloasă. Ai vrea tu să fiu geloasă, dar nu, nu sunt geloasă. Oricum puteai să-mi spui. Bine, cineva, eu plec. Ce faci? Te-ai întors? La seara. 4 ani. Gata cu turismul? Gata. Ți-a plăcut? Că-ți mai dau eu și alte sarcini. Hai în casă că mi-e foame. Hai. Mă prăjită. Cred că a venit toată la masă. Și ce loc? Eu am mâncat. Da? Vezi că iau desert acum. Andrei, ce faci? Te-ai apucat de grătit. Da, mama, fac uite-te. Pește. Am făcut deja saramură. Măi, ce ai făcut aici? Uite-te și tu ce murdă. Ce am făcut? Stăm și noi în casă, mâncăm. Numai noi doi și cu moțul. Nu vrei? Numai noi doi și cu moțul. Auzi? Ia, hai. Dă-i drumul, spune. Ce ai făcut? Ce ai făcut de vrei să te iert? Ce? N-am făcut, mama, nimic. Andrei? Da, mama. Nu mă păcăli. Nu te păcălesc, mama, n-am făcut nimic. Fac pește, de fapt, mă rog. Fac pește. Nu vrei să stăm? Ba da. La masă? Ba așa, da. Frumos, perfect. Ca în familie. Aștept să faci saramură. Sau saramură ai făcut-o? Saramură am făcut-o, fac. Bun. Pește. Fac pește. Prăjesc. Vrei cu mălai sau fără? Cu usturoi. Clar. Auzi, parcă sună cineva. Nu te știu, că uite-te la mine. Păi ziceai că stăm numai noi doi. Seara. Cine e, mama? Bună seara. Cine e? Tu îi mai servesc ceva în seara asta? Tu o vezi pe Nicol pe aici? Nu. Du-te în cameră și chem-o. Hai, mișcă. Dar tu pe Sonia ai sunat-o să-i spui că ai venit, că așa ar fi fost frumos, mă gândesc. Dar încetează, dracule, odată cu subiectul ăsta, că nu mai pot! Uite, nu vreau să încetez! Nu mă întorc! Nu vreau! Mihăiță, tu nu mai ești băiatul ăla timid pe care îl știam măta, nu? Ia spune, ai pus ochii pe alta? Și dacă da, ce? Ce o să-mi faceți? Mă dați afară din casă? E, uite, pe mine reacțiile astea mă deprimă! Și tu când ai vrea să fii deprimată, la aperitiv sau la felul doi?
Ce vrei pentru Fitu? O prințesă din casa regală? Nu, dar niciun caz, fata servitoarei. Taci din gură, cațo! Taci din gură, lasă-l în pace! După unde umbli? Auzi că vorbesc cu tine, pe unde umbli? Ia uite, eu credeam că dormiți. Nu dorme? Cum ai găsit? După mirosul de pește. Mă urmărești? Eu? Pe tine? Niciodată. Ce texte ai? Și textele lui Mihai îți plăceau mai mult? Gelos? Rău. Dă-mi și pe un cuțit. Ești în alb, încetează, Alexandru. Te rog frumos, ești în alb. Ești în alb, n-ai cum să curezi pește acolo. Copii? Era pe aici o saramură. Vezi jos acolo, mă. Da, ce frumos arată. Da, e bun. Hai, veniți la masă? Da, 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 acum. Vă așteaptă, mama. Acum. Hai să... Ce-i pleca fără să-mi spui? Pentru că sunt lucruri cu care tu n-ai nicio legătură. Nu, sunt lucruri care nu-mi plac. Ce cauți toată ziua la Vila Mevarlan? Dar tu? Cumva o cauți pe Nicol? Andrei! Stilul ăsta n-ajunge nicăieri. Da, mamă! Da, hai să... Da, mamă, da, gata. Ia... Este Alexandra de care ți-am vorbit. Ce v-a spus? Că te iubesc. Și l-ați crezut? De data asta, ca să fiu sinceră, am fost tentată să-l cred. Băiatul meu, să știi că nu este un timid cu femeile, dar e pentru prima dată când folosește cuvântul iubire. Da, mulțumesc. Stai jos. Peștele, să-l pun la prăjit. Stai, mă, așa. Care e planul tău, a? Ia spune-mi. Hai că știu că nu-l suporți pe Mihai, dar chiar așa vrei să-l dai la o parte de tot, nu? Vrei să-i lași totul lui Nicol, nu? Aveți chef de ceartă, doamnă? Fii atent. E bine să nu uiți că la averea asta fantastică a ta am contribuit și eu. Dacă nu era moștenirea mea, erai și acum vai de capul tău. Nu mai spuneți. Hai să ne lămurim. Ia să ne lămurim. Ai avut niște terenuri, într-adevăr, da? Dar de valorificat eu le-am valorificat, iar tu profiți din plin. Uh-huh. Ai ajuns o doamnă în lumea bună, în lumea mare. Ce am ajuns? O doamnă în lumea bună? Da. Uh-huh. Pe care tu cam uiți să o scoți în lumea bună. E clar. Ai chef de ceartă. Hai, lasă-mă în pace. Te previn, Grig. De Mihai să nu te atingi. Vezi că mă sperii și îmi pierde somnul. Mai bine stai cu ochii pe Fitu, că umblă după fata lui Răposatu. Altă sărăntoacă, asta îmi trebuia mie acum. Păi ce contează, n-ai tu terenuri, pui porumb pe ele și îi hrănești.
Lasă băiatul în pace, că-i la vârsta marilor iubiri. Termină, că ești cinic. Hai cam uitat ce e. Eu ți-am vorbit frumos. Oh, Doamne, Doamne.